Bună seara și bine ați venit la evenimentul de lansare a campaniei de realegere a primarului Dominic Fritz. Dominic Fritz nu este singur. Are alături de el pe timișorenii care își doresc să mergem înainte, nu înapoi, dar și patru forțe politice care au înțeles importanța unei construcții care să asigure viitorul Timișoarei. Are alături Alianța Dreapta Unită, Alianța Timișoara Unită. Le mulțumesc tuturor celor care sunt implicați în acest proiect care duce Timișoara înainte și vă rog să-i aplaudăm. Nu toți cei care sunt în politica românească au vântul de față, vor să mergem înainte. Unii vor să ne tragă înapoi sau în cel mai bun caz să stăm pe loc și asta numesc instabilitate. Adversarul la primărie al lui Dominic Fritz este candidatul PSD. PSD, partidul împotriva căruia Timișoara și Timișul, Banatul, s-a luptat începând din 1990 și până astăzi. PSD-ul a revenit într-o formă mai toxică și mai nocivă, comasată, îi spun ei, și stânga se pregătește printr-o șmecherie politică, își închipe în capul lor că vor câștiga Timișoara, Timișul, că vor închide piața politică din România. Ei bine, le spun că se înșală. Timișoara, Timișul și Banatul vor spune nu PSD-ismului și vor alege dreapta. Vreau să vă transmit astăzi, în primul rând, un mesaj de speranță. Se poate. Se poate când construiești pe dreptate, pe bine, pe adevăr. Toată construcția lor e bazată pe o minciună, pe o fraudă. Au luat voturi date de oameni de bună intenție ca fiind de dreapta și le-au pus în coșul PSD-ului. Au dat guvernarea celui mai toxic și mai nociv partid din România, care de altfel, să ne uităm la rezultate, la ultimele alegeri locale, citesc din memorie, dacă cifrele sunt greșite, rog să fiu corectat, în Timișoara a luat într-o alianță cu partidul Bogdan Voiculescu sub 10%, de 4 ori mai puțin decât USR, iar în Timiș, cred că nici măcar 15%. Trei luzări politici se agită pentru că știu că sfârșitul este aproape. Unul este Nicolae Robu, candidatul PSD la primăria Timișoara. Altul este Sorin Grindeanu, care a fost autorul celui mai dur atac împotriva democrației românești, faimosul OUG-13. Cum de mai are obraz să apară în public în politica românească este un mister. Și al treilea este Alfred Simonis, așa zisul al treilea om în stat, interimar la președinția Camerei Deputaților, pentru că chiar și lor le este rușine cu CV-ul lor și menționează mai nou la evenimente, pentru că interimar sună așa mai rău pe românește, îi spună latin, ad interim. Ad interim își apropie și el sfârșitul carierei politice pentru că va lua bătaie și nu va câștiga Consiliul Județean Timiș.
De partea cealaltă sunt oameni care au construit și construiesc zi de zi. Echipa de dreapta care vă propune aceste candidaturi sunt oameni care au cariere în spate și care s-au opus dintotdeauna pesedismului. Cu bune, cu rele, cu greșeli care sunt inerente celui care muncește, au adus modernizare în administrația publică. Despre asta sunt aceste alegeri. Despre a alege o cale modernă, o Timișoara modernă, o Românie modernă, sau a ne întoarce la un fel de a face lucrurile care n-a mai fost văzut poate de 20 de ani în politica românească. Să știți că merg în toată țara și ce mă doare cel mai tare la, din interacțiune cu oamenii sunt două lucruri. Unu, o nevalabil pentru toți, la mulți, oarecare descurajare sau lipsă de speranță, care este rezultatul unei propagande, ca să fie foarte clar. Realitatea politică este că România respinge această guvernare toxică. Că România în majoritatea e formată din oameni care muncesc cinstit și își doresc să fie reprezentați și în administrație, și în guvernare, și la Ministerul Transporturilor, și la Primăria Timișoara, de oameni cinstiți. Și ei prezintă altă realitate la televizor și spun că jocul politic e închis, că alegerile sunt un moft care deranjează, că n-are niciun sens să te opui, pentru că tot ei vor conduce. Nimic mai fals. Al doilea lucru, sau a doua emoție pe care a simțit-o la oameni este frica. E foarte multă frică în societatea românească. Oamenilor de afaceri le este frică să se vadă cu opoziția. Pentru că te întâlnești cu opoziția și vine un control de la fisc. Celor care lucrează în sectorul public, le e frică să fie văzuți. Și aici poate. În general, democrația din România este într-un proces de erodare. Pornit de Klaus Iohannis, care a adus această alianță contra firii. Și ce rău mai mare poți face democrației decât să duci minciuna la politică de stat la Cotroceni? Să le spui românilor pe 4 decembrie 2020 votați împotriva PSD, pentru că atâta timp cât PSD-ismul va fi la putere, România nu se va moderniza și tu să aduci PSD-ul la putere și apoi să-i dai toată puterea. Să-i pui și un partid anexă pe care să-l predai la cheie. Ce rău mai mare poți face? În același timp, libertățile civile sunt călcate în picioare din ce în ce mai mult în România. Instituțiile sunt capturate, instituțiile de control. Se numesc oameni convenabili în puncte cheie din sistemul de justiție și sunt descurajați magistrații onești. Presa liberă este intimidată. Agenda publică este capturată cu bani publici de propagandă. Ăsta este singurul lor proiect. Frica. Ei bine, eu spun așa și am o enormă recunoștință pentru ce s-a întâmplat aici în 1989. Au mai crezut și alții că vor rămâne veșnic la putere pe bază de frică. Și Timișoara, oraș erou, le-a spus nu. În anii 90, în cele mai negre timpuri, când ilieșcianismul părea veșnic, Timișoara a spus nu. Sunt convins că și de data aceasta, bătaia la fund a PSD-ului va începe de la Timișoara. Simt această energie bună și știu că vom câștiga. Nu ascultați vocile care să dezi descurajare și să dezi frică. Există resurse să câștigăm în România aceste alegeri. De la Timișoara se va da semnalul care va pleca în toată țara. Alegeți România modernă, Dominic Fric, Alianța de Dreapta Unită și Timișoara Unită. Vă mulțumesc! Mulțumesc și pentru că alianțele se fac
alături de parteneri, îl invit pe scenă pe un om care din Parlamentul European, și nu uitați că sunt alegeri și pentru Parlamentul European pe 9 iunie, s-a luptat și a făcut mai mult ca orice alt europarlamentar pentru România, pentru Schengen, pentru tezaurul României, pentru interesele adevărate ale României, un partener și un prieten în Alianța Dreapta Unită, președintele PMP, Eugen Toma. Bună seara, Timișoara! Bună seara, Alianța Timișoara Unită! Domnule primar Dominic Fritz, domnule președinte Cătălin Drulă, domnule președinte Ludovic Orban, dragă domnule președinte Nica, dragi colegi de luptă, Timișoara întotdeauna a inspirat România. Timișoara nu a mers niciodată înapoi. Timișoara a fost tot timpul înainte și direcția pe care trebuie să o urmăm cu toții de acum încolo este doar înainte, spre Europa, înainte pentru a apăra libertățile noastre, înainte pentru a apăra democrația, pentru că cei care vor înapoi ne vor spre est, ne vor spre dictatură, disprețuiesc democrația, au alergie la libertate și cred că este esențial să strângem rândurile și să le administrăm o nouă lecție pe 9 iunie. Cred cu tărie că energia pe care o va transmite campania dumneavoastră de aici, unde ați demonstrat că se poate, atunci când faci lucrurile cu bună credință, atunci când crezi cu toată ființa în libertate, în respect, când faci totul cu multă onestitate, oamenii vin și te susțin. Și ați demonstrat acest lucru la Timișoara și îmi doresc enorm ca spiritul dumneavoastră să reușim să-l luăm de aici și să-l ducem în fiecare localitate din România. Pentru că Dreapta Unită trebuie să scape țara de ciuma roșie. Țara noastră a trecut prin multe trădări. Românii au fost de multe ori păcăliți. Dar faptul că am reușit, într-un timp foarte scurt, să adunăm energii cinstite, oameni curajoși, oameni care nu vor pesedizarea României, este o dovadă că în România nu este totul pierdut și putem să ne luăm revanșa pe 9 iunie. Sunt politicieni care au sacrificat totul pentru interesele lor mărunte. În 2020, președintele Iohannis le-a spus românilor: votați PNL și veți scăpa de PSD. Care este oferta lor astăzi? Este întoarcerea la bolșevism. Să spunem nu înapoi și tot înainte. Mult succes, Timișoara! Mult succes, Dominic Fritz! Mult succes, Alianța Timișoara Unită! Și îl invit aici pe domnul prim-ministru Ludovic Orban, un om de dreapta, un adevărat liberal, un om care nu se teme și alături de echipa noastră va reuși împreună cu noi să schimbăm țara de această ciumă roșie. Spre victorie! Îi mulțumesc, Eugen Tomac,
Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră, în această seară frumoasă, la un eveniment festiv, prin care noi trebuie să spunem limpede și clar, înainte, nu înapoi. Dominic Fritz, primar, Alianța Timișoara Unită, victorie! Am susținut un cetățean român de etnie germană și îmi pare rău și mi-am cerut scuze pentru asta. Nu am susținut în 2020 un alt cetățean român de etnie germană și îmi pare rău că nu l-am susținut, iar astăzi îl susțin pe Dominic Fritz pentru un nou mandat la Primăria Timișoara. Evident că nu trebuie să precizez că Dominic Fritz nu are palton, nu are crose de golf, nu petrece vacanțe exotice pe bani publici și este un om care trăiește printre oameni, care a rămas neschimbat după 4 ani de mandat și a păstrat simplitatea, umanitatea și atâta timp cât Dominic Fritz este primar al Timișoarei, Primăria Timișoara va fi a fiecărui timișoarean. Sunt brașovean de origine și ce se întâmplă la Timișoara se întâmplă și în Brașov. Și acolo, în orașul meu natal, împotriva unui primar performant, s-au coalizat toate forțele răului și la Timișoara și la Brașov. PSD-știi și peneliștii au scos din formon două relicve ale tipului de primar din perioada fesenistă. Corupți, lipsiți complet de umanitate, înconjurați de clanuri, înconjurați de băieți deștepți, înconjurați de rechini imobiliari, înconjurați de băieți care vor să pună mâna pe primărie și la Brașov și la Timișoara. Parcă văd cum își freacă mâinile departe de camere cei care profitau de modul în care Nicolae Rocu administra primăria Timișoara. Sunt convins că vor ieși din nou de la naftalină oameni gen Naslău, Popoviciu, Popoi, Răvășilă, vă spun niște nume, ca să știți clar cam despre ce este vorba. Nu Rocu se întoarce la primărie, ci mafioții, ci cei care sunt obișnuiți să consideră că banul public e banul lor, pe cei care folosesc primăria pentru îmbogățire personală, cei care, de fapt, nu-și doresc o primărie a tuturor timișorenilor, ci o primărie doar a lor. Rocu, așa cum a spus colegul și prietenul meu, domnul președinte Cătălin Drulă, nu este candidatul liberal. Rocu este candidatul de pe centură, care făcea sluși în spatele lui Ciolacu și Grindeanu. Rocu este candidatul PSD, candidatul mafioților, candidatul clanurilor, candidatul celor care nu vor o primărie pentru Timișoara. Să o spunem limpede și clar. Liberalii votează cu Dominic Fritz. Nu sunt singurul care susțin pe Dominic Fritz. Liberalii adevărați, liberalii de caracter, liberalii care nu s-au lăsat cumpărați, liberalii care nu s-au lăsat intimidați, liberalii care își doresc binele comunității, sunt alături de Dominic Fritz și votează cu Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Alin Nica este aici.
să ia un nou mandat, dar nu să-l ia cu 2% în față sau cu 3%, ci să le dea o bătaie Ciumei Roșii și celor care sunt travestiți în galben și poartă săgeata de fapt în jos, o bătaie de să le sune apa în cap. La luptă, Dominic Fris, primar, Alinica, președintele Consiliului Județean. Pentru că nu știu de ce, dar am sentimentul că am revenit acasă. Și pentru că, într-adevăr, spiritul Timișoarei nu poate fi replicat nicăieri în țară, de aceea, cu atât mai bine, este aici și acum să spunem lucrurilor pe nume. Să spunem faptul că ne-am adunat aici ca susținători ai valorilor de dreapta și ca oameni care conștientizează amenințarea pe care o avem în față, aceea ca PSD-ul să acapareze întreaga putere în România. Și nu e un pericol de neglijat. Este un pericol cât se poate de real. Oamenii uită destul de repede anii 2000-2004, perioada Năstase, perioada Dragnea, 2016-2020. În liniște, PSD-ul lucrează pe la spate pe fiecare dintre noi. Și vă spun acest lucru pentru că provin dintr-o filială a PNL-ului care a fost practic distrusă și acaparată de PSD pentru interesele unor oameni care nu puneau preț pe Timișoara și pe Timiș. Care nu puneau preț pe ceea ce noi credem cu adevărat și doreau să distrugă orice fel de opoziție. PSD-ului nu îi place opoziția în niciun fel. Și nici măcar cei care îndrăznesc să spună că greșesc. De aceea, PNL-ul a fost practic acaparat în momentul de față de către PSD și subjugat total, nu doar în Timiș, ci în România, în ansamblul său. Și e mare păcat și mare păcat pentru un partid istoric că s-a ajuns la acest lucru. Dar vă spun că mai mare pericolul și mai mare păcatul va fi ca PSD-ul să pună mâna pe Timișoara și pe Timiș. Dacă au fost în stare să-și saboteze propria echipă, cum credeți că se vor comporta când vor fi la butoane în Timiș și în Timișoara? Cu siguranță nu ne va fi bine, cu siguranță timișorenii și timișenii nu vor mai avea acest spirit liber. De ce vă e frică, domnilor, de la PSD de Dominic Fritz? De ce vă e frică, domnilor, de la PSD de Alianța Dreapta Unită? Vă spun eu de ce le e frică. Pentru că nu pot accepta să piardă Timișoara. De aceea s-au aliat în această dihanie împotriva firii PNL-PSD ca să ia Timișoara ca pe un trofeu și să-l prezinte după aceea ca o bază pentru o candidatură
prezidențiale. Ei bine, noi trebuie să spunem nu hotărât acestei traficări a Timișoarei, a Timișului, a spiritului Timișoarei. Și de aceea vreau să vă spun câteva lucruri pe care noi ne bazăm. Avem primarul Timișoarei, iată-l aici, este Dominic Friț. Avem președintele Consiliului Județean, încă două bastioane. Acelor care aleg libertatea de gândire și de exprimare, acelor care aleg să spună un nu răspicat pumnului pus în gură de către cei care nu vor să aibă niciun fel de opoziție, acelor care gândesc european, acelor care vor o Timișoară europeană liberă și deschisă, acelor care vor un județ Timiș prosper și în topul celor mai dezvoltate județe din România. De aceea, unii știu și mi-au spus, chiar și în această seară, mi-au spus că au fost neînțelegeri dintre mine și Dominic. Cum justificăm o apropiere atât de rapidă și o comuniune atât de strânsă? Ei bine, oameni care împărtășesc aceleași valori pot să treacă ușor peste diferențe care pălesc în fața pericolului cu care ne confruntăm. Suntem amândoi oameni tineri, amândoi cu gândire europeană, amândoi care punem preț pe valorile și pe principiile democrației și ale drepturilor omului și pe libertatea de gândire. În acești 4 ani, Dominic a schimbat multe în Timișoara, chiar dacă mulți îi reproșează anumite lucruri. Aș aminti aici digitalizarea primăriei, recuperarea unei mari părți a patrimoniului Timișoarei, investiții record în educație. Toate acestea alături de deschiderea față de mediul privat, care de decenii a fost baza dezvoltării noastre economice, toate acestea sunt fundamentul unei dezvoltări sănătoase a orașului nostru, fundamentul unei dezvoltări sănătoase și durabile a județului nostru și pentru aceasta trebuie să continuăm împreună. Recunosc cu sinceritate, am avut diferențe de opinie. Da, recunosc că poate și în continuare vom avea idei diferite și ne vom, să zicem, vom dezbate împreună care este calea de urmat. Dar vă spun foarte clar, de data aceasta venim cu inimă deschisă în fața oamenilor cu un proiect dinainte gândit cu o viziune armonizată între primărie și Consiliul Județean și cu garanția că vom duce o politică administrativă transparentă și cinstită față de oameni. Proiectul nostru, și vi-l va prezenta Dominic în continuare, are 4 direcții principale. Proiectul comun primăriei Consiliului Județean. Mobilitate, promovarea unui mediu de afaceri competitiv și performant, o zonă metropolitană bine dezvoltată, și cultura, pentru că trebuie să continuăm anul care a pus Timișoara pe harta Europei din punct de vedere cultural. Cultura poate să fie unul din motoarele de dezvoltare a economiei locale care să aducă mari beneficii și să diversifice paleta de oportunități pe care le avem. Nu în ultimul rând vreau să mai spun un lucru. Am fost parte câțiva ani a unei coaliții cu PSD-ul. Am fost printre ei, îi cunosc. N-am fost cu ei și ca ei. Și vă spun că PSD-ul nu s-a schimbat. Pericolul este acolo. Indiferent de schimbul de generații, metehnele s-au transmis. Fiecare tânăr PSD s-a înfruptat de la izvorul nesecat de înțelepciune a lui Iliescu,
și a lui Dragnea. De la Iliescu Dragnea, iată, am ajuns la Simonis. Ei bine, acest pericol l-am văzut transpus foarte plastic într-un șantaj pentru timișoreni și pentru timișeni. Vreți stadion? Votați PSD, altfel tăiem finanțarea de la București. Ne șantajează pe banii noștri. Timișul este un contributor net la bugetul de stat, iar Timișoara merită acest stadion nu pentru că trebuie să renunțăm la principiile noastre, ci pentru că banii care vin și se construiește acest stadion sunt de la firmele noastre, sunt de la economia locală care este liberă și prosperă și, nu în ultimul rând, pentru că nu traficăm în schimbul unor beneficii de la București valorile, principiile și spiritul care ne definește. Pentru toate acestea și pentru multe altele care ar mai fi de spus, trebuie să folosim acel lucru care caracterizează democrația, acel lucru care e esența democrației, votul, în 9 iunie. Și trebuie să spunem nu partidului unic, dar trebuie să spunem da democrației, dreptului de alege. Susțin Dominic Fritz ca primar, susținem cu toți Dreapta Unită și Alianța pentru Timișoara, atât la județ, cât și în Parlamentul European. Alegerile și cu care va duce Timișoara la următorul nivel.
reflectă pluralitatea Timișoarei, diversitatea Timișoarei, oameni pregătiți din diverse domenii, oameni care se potențează și se completează reciproc. Și mă simt onorată să fac parte din nou din această echipă. Doamnelor și domnilor, o să invit pe scenă colegii din echipa Alianței Timișoara Unită pentru Consiliul Local și o să încep cu nimeni alt decât Ruben Lațcău. Viceprimarul Timișoarei și mâna dreaptă lui Domenic Fritz, inginer, pasionat ca și Cătălin Ducă de infrastructură rutieră, este cel care a coordonat realizarea proiectelor majore ale Timișoarei. Este tată dedicat fiului său și viceprimar dedicat orașului Timișoara. Rodica Militar. Este consilier local, a lucrat la mai multe regulamente locale, precum șantiere curate și inițiatoare a legii mirosului. Sorin Zavel. Manager și antreprenor în domeniul soluțiilor activi, pasionat de tehnologii de software, implicat activ în comunitatea IT din Timișoara și din țară, a fondat Crossover România în 2016, prima companie IT din România care a oferit job-uri 100% remote. Silvia Elisabeta Radoi. Timișoreancă, cu rătăcini neagrare și surde. În acest moment este profesoară specializată în educația copiilor cu nevoi speciale. Răzvan Negrișanu, arhitect și vicepreședinte OARE. Răzvan este azi cu noi aici, din păcate s-a dat fericire, a câștigat un grant Comisiei Europene pentru urbaniști implicați politici. Este unul din cei mai implicați consilieri locali și a coordonat proiectul noului adăpost de câini din Timișoara pe care l-a donat orașul. Larisa este managerul domeniului sănătății, preocupată de calitatea serviciilor medicale, a coordonat 32 de ani proiecte în domeniul echipamentelor medicale și a sănătății. Ovidiu Merean. Ovidiu este programator, este membru încă de la înființarea USR Timiș, consilier local și susținător unor proiecte de extindere a infrastructurii pentru biciclete. Nicoleta Adriana Necoliță. De învățământ, este specializată în domeniul managementului educațional, este implicată în dezvoltarea proceselor de învățare, având expertiză bogată în implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Sorin Covară.
de profesie inginer constructor, are o experiență de 12 ani în domeniu, s-a întors din Franța să pună umărul la modernizarea Timișoarei și a României. Mihaela Paula Rosu. Medic primar, membru fondatorul Seretini și consilier local și pasionată de politici publice în domeniul sănătății, a lucrat la elaborarea regulamentului pentru bugetare participativă și a inițiat proiectele privind instalarea defibrilatoarelor în locuri publice și digitalizarea medicinei școlare. David Roberto Sebastian. La concursuri de programare cu strângere de fonduri pentru cauze civice. Voluntar în proiectul de digitalizare al primăriei Timișoara. Elena Șipoș. Este pedagog, fost consilier local UDMR, activat ca voluntar pentru mai multe cauze sociale, pentru vârstnici, persoane cu dizabilități. Foarca Șimele. Și președinte al filialei UDMR din Timișoara, este manager general la două companii private și vicecampion național la grupa de amator la triatlon. Raluca Buhaș-Drobe. Este juristă în companii private și a acordat asistență juridică pentru Seretini și cauze complexe. Proaspătă mămică care își dorește un viitor mai bun pentru copilul ei în Timișoara. Aceasta este o parte a echipei. Avem cu cine vota pe 9 iunie. Singura echipă de dreapta, cu valori liberale, este echipa Alianței Dreapta Unită, condusă de Dominic Fritz. Ce bucurie să fim aici împreună
atât de mulți oameni, atât de mulți oameni diferiți, atât de mulți timișoreni, timișeni, uniți într-un crez, înainte, nu înapoi. Mulțumesc, Paula, pentru prezentarea ta. Mulțumesc și președinților Cătălin, Eugen, Ludovic. Mulțumesc, Alin, pentru cuvintele frumoase. Eu sunt un singur om aici pe scenă, dar nu sunt singur, vă am pe voi toți. Am o echipă superbă, Alianța Timișoara Unită, Alianța Dreaptă Unită și pentru asta vă mulțumesc din start. Suntem astăzi aici pentru că trebuie să apărăm proiectul nostru. Trebuie să apărăm drumul european, drumul de modernizare, drumul de deschidere pe care l-a luat Timișoara în ultimii 4 ani. Suntem aici pentru că acest proiect de apărare, de continuitate, a capătat o nouă urgență, o nouă miză. Cu comasarea celor 2 partide mari, care în curând, sper, vor fi doar un partid mic. Miza este să apărăm democrația însăși, în România, în județul Timiș și în Timișoara. Ei au foarte mult de pierdut în acest an. Și tocmai de aceea au început deja mașinăria lor de atacuri. Și noi toți, din păcate, trebuie să ne așteptăm la 2 luni de atacuri multe. Unele corecte, cât de cât democratice, legitime, dar multe altele sub centură. O să auziți lucruri despre mine, despre Alinica, despre colegii mei din Alianța Dreaptă Unită și Alianța Timișoara Unită, lucruri pe care nici nu ni le putem imagina astăzi. A fost aseară, am văzut, a fost domnul Grindeanu la Digi și a spus că Fritz vinde la Timișoara doar povești care dau bine pe sticlă. Eu îi recomand domnului Grindeanu să nu se mai uite așa de mult la televizor, acolo la București, să mai vină din când în când la Timișoara și să se dea jos din limuzina lui. Îi recomand domnului Grindeanu să vorbească cu oamenii, de exemplu în Dâmbovița sau în Lipovei, oameni care acum plătesc facturi mult mai mici pentru că administrația Fritz, în sfârșit, a reabilitat blocurile lor și au depus dosare unii în anul 2005. Nu sunt povești. Nici nu sunt povești pentru oamenii care stau în Băcescu, care stau în Lunei, unde am refăcut spații verzi care erau virane în Băcescu, vă amintiți, la Ovarii, care era defrișat, măcelerit și am readus verde de acolo în Lunei, pe un teren de peste 5.000 de metri pătrați, am creat un parc în urma unui proiect de bugetare participativă. Nu sunt povești. I-aș recomanda să vorbească cu copiii, de exemplu, de la Generală 13, de la Generală 25, unde am construit nu doar corpuri noi, ci și săli de sport pentru ei. Pentru că, din păcate, mult prea puțin copii au săli de sport. Nu sunt povești. I-aș recomanda să vorbească cu oamenii care stau în cetății, care, da, au îndurat 2 ani de șantier intens, dar care acum pot să meargă la lucru sau la cumpărături din nou cu tramvaiul pe un bulevard reabilitat de la zero. Nu sunt povești. Dar totuși vedem această campanie și vedem acele banere care s-au pus în tot orașul și mai nou și fluturași. Dominic n-a făcut nimic.
Dominic n-a făcut nimic. În primul rând e puțin ciudat să zici așa ceva în momentul în care anul trecut am avut investiții record de 635 de milioane de lei am cheltuit, am investit într-un singur an, că domnul Robu a investit în 6. Dar eu sunt bore de adevăr acolo. Dominic n-a făcut nimic. Într-adevăr, n-am făcut nimic ilegal, n-am făcut nimic imoral, nu am trucat concursurile de angajare în primăria Timișoara, nu am închis ochii când mi-au furat terenurile și cu siguranță nu am dat 10 goluri în timp ce orașul a rămas fără stadion. Ce am făcut, de fapt? În primul rând, am construit o echipă. Dragi prieteni, nu poți face nimic ca primar dacă n-ai echipă. Și, într-adevăr, au fost lupte dure în primăria Timișoara. Într-adevăr, atunci când de ani de zile funcționează un sistem de trupare a concursurilor, dacă de ani de zile tu aduci în administrație publică oameni care n-au ce căuta acolo, atunci, da, este dificil să construiești echipe și să performezi. Dar am reușit să construim această echipă împreună cu consilierii locali, împreună cu viceprimarul Ruben Lațcău, împreună cu mulți, mulți oameni care au făcut pasul spre administrație sau oameni care au fost în interiorul administrației și care au fost marginalizați în administrația lor. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în ultimii 4 ani pentru rezultatele pe care vi le prezint, pentru că singur nu aș fi reușit nimic și pentru că mulți dintre voi au fost hărțuiți, au fost amenințați, au fost tărâți în presă cu tot felul de povești. Ați crezut în mine, ați crezut în Timișoara și ați crezut în viitorul nostru comun. Mulțumesc! Ce am făcut? Ce am făcut? În primul rând, am investit în viitorul Timișoarei. Când a venit în primăria Timișoara, pentru 9 lei care s-au cheltuit din taxele și impozitele voastre, 9 lei s-au cheltuit pentru funcționare, adică pentru cheltuielile curente, 1 leu s-a cheltuit pentru investiții. Acest raport, anul acesta, anul trecut, a fost de 2 lei versus 1. Pentru fiecare 2 lei pe care îi cheltuim pentru funcționarea orașului, 1 leu investim în viitorul copiilor noștri. Și 20% din aceste investiții în bugetul de anul acesta merg spre educație. Construim 84 de săli de clase noi, un liceu, liceul Waldorf, care a crescut în doar un an jumătate, de la zero. Construim grădinițe, prima creșă pe Bogdăneștilor, o vom deschide în curând. Apropo, fac o mică paranteză. În campania în 2020 a venit o doamnă într-un parc, poate vi amintiți, la primarul de atunci și a spus: domn primar, avem nevoie de creșe. Și ce a răspuns primarul? Mergeți la USR. Păi doamna a mers la USR, USR a venit în administrație și USR a făcut prima creșă din Timișoara. Și vom continua să investim în educație. Avem o serie de proiecte unde deja avem finanțarea asigurată pe PNRR, reabilitarea unor licee care n-au mai văzut absolut nimic și nu doar licee de elită, ci mai ales liceele, poate, care sunt în cartiere, școli generale, care sunt în cartiere generală numărul 1, cea mai veche școală din Timișoara, care acum intră în reabilitare, o școală care n-a văzut niciun fel de investiții, pentru că credem că fiecare copil în Timișoara merită o educație de calitate, niciun copil nu trebuie ignorat și toate școlile Timișoarei merită investiții.
De aceea am atras 17 milioane de euro bani europeni și vom dota fiecare școală în Timișoara cu mobilier nou, cu laboratoare, astfel încât copiii să meargă acolo și să se simtă respectați. Tot din bani europeni, împreună cu universitățile, facem un campus de învățământ dual, unul dintre doar 6 campusuri din toată România, el va fi în Timișoara. Mergem înainte, pentru că doar educația ne va asigura prosperitatea viitorului. În domeniul de mobilitate, am reabilitat 3 bulevarde de la zero, cetății Bogdăneștilor și Stan Vidrighin. Am atras acum, la începutul acestui an, pentru că pe cetății și Stan Vidrighin am dus toată investiția din banii, din bugetul local, tocmai pentru că nu am pus banii în alte buzunare, am avut bani să investim și am recuperat această investiție și am luat 150 de milioane de lei acum din fonduri europene pentru facturile deja plătite din bugetul local. Am asigurat finanțare și am început să cumpărăm autobuze, firobuze, tramvaie, astfel încât toată flota de transport în comun să fie înlocuită și să fie electrică. În domeniul patrimoniului se vede cel mai bine care este abordarea diferită pe care o avem. Pentru că, da, să nu aveți niciun dubiu, faptul că a domnit haosul în gestionarea terenurilor, clădirilor primăriei Timișoara, faptul că s-au furat vile întregi, faptul că, nu știu, la strandul termal din 2014, nu s-a plătit niciun singur leu de chirie, au făcut milioane, milioane de euro. Faptul că s-au întâmplat aceste lucruri nu a fost o întâmplare. Mi-a spus un funcționar că atunci când a început mai de mult în primăria Timișoara, fostul secretar general i-a spus lui, dacă n-ar fi haos în această primărie, cine ar mai avea puterea? Au vrut să aibă puterea prin haosul, prin intransparența care a domnit în primăria Timișoara și noi am curățat acest haos, am făcut din intransparență transparență și am dat puterea înapoi timișorenilor. Și adevărul este că nu a fost întotdeauna un proces ușor. Uneori a fost un proces dureros pentru cei implicați. Mi-amintesc de o doamnă care a avut fel de chioșc în Dâmbovița, pe domeniul public, pentru care nu avea niciun fel de contract. Și noi am decis că acolo domeniul public trebuie să fie al publicului și nu să fie folosit pentru niște business-uri private, care ar trebui să-și găsească locul în spații comerciale, așa se numesc, spații comerciale, ca să... Și sunt multe spații comerciale goale în Timișoara. Doamna ne-a sunat și târziu noaptea, ne-a scris, s-a supărat, a mers la presă, mare, mare scandal. Dar am mers înainte și am demolat aceste chioșcuri. Am fost înapoi în Dâmbovița acum câteva luni. Și mă trage de sacou o doamnă, o recunosc, și îmi spune, domn primar, trebuie să vă arăt ceva. Și eu deja m-am pus așa în gardă, crezând că iarăși o să mă certe. Haideți cu mine, domn primar. Și mi-a arătat noul ei magazin, pentru că mi-am ajutat să găsească o chirie într-un spațiu comercial și am spus, domn primar, vă mulțumesc că ați insistat, Acum am găsit o chirie, am găsit un spațiu cald, am mai mulți clienți, am marfă care nu se strică și uneori, ca să construim ceva, trebuie să o luăm de la zero. Și asta am făcut în Timișoara, am construit acolo unde a domnit haosul. Și vă mai dau încă un exemplu pentru
intransparența voită, intenționată, care a lăsat puterea la cei care și-au făcut șmenurile în primăria Timișoara sub conducerea domnului Robu. Și asta este toată partea de digitalizare. Acum unii întreabă de ce digitalizarea este atât de importantă. Și într-adevăr am dus un lung proces în care pentru prima oară puteți orice cerere pe care o faceți la primărie, puteți o depuneți online, ea va fi preluată online și răspunsul tot online va fi. Singurul lucru pentru care mai trebuie să veniți în persoană este dacă veți să vă căsătoriți. Încă nu se poate, că nu se poate online. De ce e atât de important acest lucru? De ce e atât de important? Pentru că felul în care administrația respectă cetățenii se arată acolo unde există interacțiune. Și din păcate foarte mulți dintre voi vi-ați pierdut timp la ghișee, ați fost poate unii dintre voi tratați fără respect, ați primit informații eronate și așa mai departe. Toate acele lucruri le putem îmbunătăți, eficientiza cu această digitalizare. Și încă ceva. Pentru prima oară, primarul vede ce face fiecare funcționar. Unde stă ce document? În ce zi a fost semnat documentul? Pot să-mi extrag un raport și să văd că aceeași cerere la funcționarul A a stat 3 zile și la funcționarul B a stat 20 de zile. Și pot să trag concluzii. Dintr-o dată se transparentizează și munca funcționarului și felul în care este tratată orice cerere. Și vreau să vă asigur pe toți cei dintre voi care poate încă nu sunt acasă în lumea asta digitală, vreau să vă asigur că prin aceste mecanisme noi dintr-o dată avem timp să ne ocupăm de lucrurile care sunt cu adevărat importante, de empatie cu cetățeni, de creativitate, de proiecte noi. Haideți să-i lăsăm roboții să facă munca de robot și oamenii în primărie să facă o muncă de oameni. Asta este marea schimbare și o să vedeți că în timp ce vin din ce în ce mai puțin oameni la ghișeu, funcționarii care sunt la ghișeu, pentru cei dintre voi care preferă interacțiunea umană, vor fi mult mai drăguți cu voi. Au fost doar câteva exemple despre ce am făcut în ultimii 4 ani. E foarte clar că abia am început. E foarte clar că lista mea de lucruri de care sunt mândru că le-am reușit este mult mai mică decât lista de lucruri care încă trebuie să se întâmple în Timișoara. Altfel n-aș candida pentru încă un mandat. Altfel aș zice, vă mulțumesc, la revedere, mă retrag, mă duc și eu ca Iohannis la schi. Dar munca încă nu este terminată. Pentru că Timișoara încă are ambiții mari. Timișoara trebuie să finalizeze lucrări importante de infrastructură. La începutul anului viitor vom finaliza pasajul Solventul și încă de anul acesta vom scoate la licitație continuarea pasajului în podul Solventul. Pentru că atunci se va transforma radical toată zona de vest al orașului. Bronaț, Blașcovici, aceste zone dintr-o dată se vor reconecta la restul orașului. Apropo, dacă aveți bani, acum e momentul să investiți acolo. O să se dezvolte, minunat. Avem nevoie de Radiala Vest, care va conecta Gara de Nord cu viitoarea centură. Avem nevoie să închidem Inelul 2 cu podul de la Ișu. Și toate aceste proiecte sunt, cum se spune, sunt pe țeavă, în țeavă. Unde sunt? Pe țeavă. Timișoara, mai departe, are în continuare nevoie să îmbunătățim calitatea spațiului public. În fiecare ieșire pe care o fac în cartier, oriunde mă duc în Timișoara, toți îmi spun aceeași chestie, că vor
măcar un trotuar reparat, vor măcar spațiile între blocuri care au fost odată spații verzi și nu mai sunt verde de mult să fie aranjate. Copiii care vor un loc de joacă, alții care vor un loc de parcare și trebuie să venim tare, tare din urmă pentru a aranja aceste blocuri. Și avem nevoie de un mare, mare program de reparații, mai ales în cartierele de blocuri în Timișoara. Și în același timp avem nevoie și le-am pregătit de câteva proiecte mari de regenerare urbană ce am pregătit pentru Piața Moțiunii, pentru Piața Traian, unde vom reabilita peste 5 hectare de spațiu public, pentru Piața Victoriei, bineînțeles, pentru zona Dacia, unde avem, unde nu facem doar reparații, ci unde refacem totul de la zero, spațiile verzi, trotuare, piste de biciclete, parcări și așa mai departe. Timișoara, în ultimul rând, trebuie să aibă din nou o ambiție regională. Și pentru mine, anul trecut a fost, cred că pentru noi toți, ca o trezire, ca o reconfirmare că da, acest oraș poate să fie un lider, nu doar în regiune, nu doar în Banat, ci în toată Europa. Trebuie să refacem legăturile și culturale și economice cu celelalte orașe din regiune. Îl văd aici pe Ervin Floroni, viitorul primar al Lugojului. Trebuie să ne înțelegem ca un mare pol de dezvoltare cu Aradul. Adi Viner, viitorul primar al Aradului, și de ce nu? Da, avem nevoie de un tren metropolitan între Arad și Timișoara să conectăm toate comunele între cele două orașe pentru dezvoltare economică. Încă este foarte, foarte mult de făcut. Încă avem un stadion de construit pe care l-am început acum. Avem o filarmonică de construit și avem, în sfârșit, un nou spital municipal unde am semnat cu Banca Mondială pentru că Timișoara are nevoie de acest spital. Acum, din păcate, nu toată lumea este de acord cu noi. Sunt unii care vor să ne oprim. Sunt unii care pentru acest scop să ne oprească, s-au unit. S-au comasat PSD și PNL, ne-au spus că e nevoie de comasarea lor ca să combată extremismul anti-european. Și ne-am trezit cu candidaturi comune la București, la Brașov și la Timișoara, unde sunt cei mai europeni primari. Ne-au spus că era nevoie să se unească pentru a combate naționalismul. Și ne-am trezit cu un candidat la primăria Timișoara, care de ani de zile are exact aceeași retorică ca Aur, care crede că victoria din 2020 a fost cumva o conspirație germană-austriacă, care are un fost consilier personal și nu este o glumă, care crede și a spus-o în public că eu am crescut într-un orfelinat românesc, m-au luat serviciile germane de acolo și m-au pregătit ca să, pentru misiunea mea, să fur Timișoara. Eugen Tomac, poate de aia că n-am intrat în Schengen, că lor le este frică cumva să, că la graniță să nu plec cu Banatul în portbagaj. Asta este candidatul PSD-PNL, candidatul stabilității. Dar ne-au promis și mai multe. Ne-au promis stabilitate. Și avem cea mai mare inflație în toată Europa. Ne-au promis să nu crească taxe și ne-am trezit cu taxa pe boală și cu suprataxarea contractelor part-time. Dar, de fapt, noi în Timișoara suntem
oarecum obișnuiți cu promisiuni care apoi evaporează în aer. Nicolae Robu, în 2012, candidat tot pentru PSD-PNL, ne-a promis nu unu, nu doi, nu trei, nu patru, ci cinci parcări de mari dimensiuni în centrul Timișoarei. Câte parcări a făcut Nicolae Robu? Zero! Ne-a promis în 2012 că va face nu unu, nu doi, nu trei, ci patru bazine semi-olimpice și încă un bazin olimpic. Câte bazine a făcut Nicolae Robu? În 2012, Nicolae Robu ne-a promis un nou spital municipal. Câte spitale a făcut în 8 ani de zile? Nu știu cât timp aveți, dar eu mai am promisiuni de ale lui. Ne-a promis 200 de blocuri reabilitate pe an. În 8 ani, 1600. Câte a făcut? Nu zero, recunosc, 50. În 8 ani, din 1600 promise. Noi, Ruben, am făcut 51 în 4 ani. Deci astea sunt promisiunile lui și acum probabil unii o să spună, bun, Dominic, și tu ne-ai promis niște lucruri care nu s-au întâmplat. Și adevărul este că și eu mi-aș fi dorit să meargă lucrurile mai repede, să găsim mai rapid o echipă în primărie care să susțină lucrurile, să nu vedem atâtea blocaje politice. Dar adevărul este că sunt împăcat cu ceea ce am promis și ceea ce am livrat, pentru că, în primul rând, am promis o nouă abordare față de politică, o nouă abordare față de timișoreni. Timișoara are nevoie de un primar care știe să asculte, nu care jignește. Timișoara are nevoie un primar care respectă cetățenii. Și eu cred că am fost acest primar. Și îl voi fi. Timișoara are nevoie de un primar care respectă femeile. Și vă spun că nu este o întâmplare că pe această scenă vedeți că jumătate din echipa mea sunt femei. Și să nu credeți, nu pentru că am introdus o cotă, pentru că am căutat în toată Timișoara femei și pe ele le-am găsit, nu. Suntem o echipă în care sunt jumătate dintre noi femei, pentru că avem un proiect politic care crede în vocea femeilor, în puterea femeilor, în contribuția femeilor. Și în contextul ăsta îmi permiteți să spun ceva despre o femeie specială în viața mea. Am norocul, mândria chiar, să fi găsit o soție care a stat pe propriile sale picioare. Ne-am cunoscut la facultate, la Paris, foarte romantic. Apoi fiecare a mers cumva pe drumul lui și soția mea a ales o carieră în care s-a dus în cele mai periculoase locuri ale lumii. A lucrat în zone de conflict și război, a lucrat în zone după
dezastre naturale, a fost staționată pentru Crucea Roșie în Irak, în Haiti, a lucrat în Congo, în Republica Centrafricană. Când a aflat că este însărcinată cu fiica noastră, tocmai era într-o misiune undeva în jungla Republicii Centrafricane, cu militarii în jurul lor, în mijlocul unui război civil, în primele luni ale pandemiei de COVID. Eu sunt mândru de soția mea și sunt mândru de faptul că și-a câștigat proprii bani. Așa că spun tuturor celor care se întreabă de ce oare Fritz și a cumpărat o casă în Timișoara și domnul Robu este ultimul care a făcut un pliant în care din nou propagă acest lucru, le spun lor că sunt foarte mândru că am o soție care a economisit banii munciți de ea și și-a făcut o casă în Timișoara și mă lasă și să stau în ea. Tuturor celor care mă atacă pentru faptul că stau în casa soției mele, le spun, sunteți misogini, n-ați înțeles nimic despre puterea femeilor și cu siguranță nu ați înțeles că da, există bărbați care au o femeie puternică nu în spatele lor, ci lângă ei. Dragi prieteni, poate unii dintre voi vă întrebați de ce oare Dominic Fritz răspunde la atacuri. Unii chiar mă întreabă de ce îl mai bagi în seamă pe fostul primar. Și vreau să spun ceva foarte onest și clar și contez pe maturitatea voastră să înțelegeți ceea ce spun. Eu vorbesc despre acele lucruri, vorbesc despre pericolul, pentru că este real. Eu mă bucur și mă încurajează enorm de mult că suntem astăzi împreună. Mă bucur că am reușit să strângem în doar câteva zile 17.000 de semnături pentru europarlamentare aici în Timiș. Mă bucur că în fiecare zi ies în stradă și vin oameni la mine care să mă încurajeze și care îmi spun că o să voteze pentru mine și pentru Alianța Timișoara Unită. Dar, să ne fie foarte clar, adversarul nu se lasă așa de ușor. Lucrurile pe care le-am făcut în ultimii 4 ani, tocmai pentru că am făcut ceva și nu nimic, au însemnat o pierdere mare de bani pentru unii din Timișoara. Cu siguranță au însemnat o pierdere mare de putere pentru mulți din Timișoara. Și faptul că domnul Robu acum are susținerea PSD-ului, pentru care câștigarea primăriei Timișoara împotriva Alianței Dreapta Unită a devenit un fel de trofeu, acest fapt face din adversarul nostru un adversar pe care trebuie să-l luăm în serios. Să nu credeți în nicio secundă că am câștigat alegerile deja. Dacă nu suntem atenți, dacă nu ne mobilizăm, da, este posibil ca în 10 iunie să ne trezim cu Nicolae Robu, primar al Timișoarei.
ca să nu se întâmple acest lucru. Credeți-mă, da, e nevoie de un candidat cu nume, cu o față, cu niște afișe, cu o campanie online, da, e nevoie de mine. Dar ca să nu devină Nicolae Rogu primar din nou și să nu se întoarcă toată șleaftă celor care au trucat concursuri și care au furat terenuri, este nevoie de voi. Și este nevoie de fiecare dintre voi. Nu există absolut nimeni în această sală, în această seară, care ar putea să meargă acasă cu gândul că există destui oameni care se ocupă de victoria în 9 iunie. Nimeni aici nu are acest lux. Cel puțin nu dacă vă pasă de Timișoara. Am nevoie de fiecare dintre voi. Mai sunt 2 luni. Astăzi suntem în 9 aprilie. În 9 iunie vor fi alegeri. O să fiți surprinși. Unii dintre prietenii voștri încă nici n-au aflat că vor fi alegeri. Vorbiți cu ei. Vorbiți cu colegii voștri. Dați share în social media, la informările noastre, la postările noastre. Discutați cu părinții voștri, cu copiii voștri. Vorbiți despre ce înseamnă pentru voi să continuăm pe acest drum, ce înseamnă pentru voi Timișoara și ce ar însemna pentru voi să ne întoarcem la cum au fost lucrurile. Eu sunt ferm convins că putem câștiga. Eu sunt ferm convins că vom câștiga, dar doar dacă fiecare dintre noi se implică. Dacă fiecare dintre voi ne lasă datele voastre de contact, dacă că n-ați făcut-o pe domenicprimar.ro, dacă mai vorbiți cu încă 10 prieteni să ne lasă și ei datele de contact ca să putem să trimitem un mesaj din când în când, dacă ne ajutați să mai strângem câteva mii de semnături pentru mine la primărie, pentru Alin la Consiliul Județean, pentru echipele noastre în Timișoara și în județ, dacă dați câteva telefoane în 9 iunie să nu plece nimeni la ștrand sau altundeva, atunci vom câștiga. Și nu vom câștiga noi. Nu va câștiga Dominic Fritz. Va câștiga Timișoara, vor câștiga copiii Timișoarei care n-au drept de vot, vor câștiga toți cei care vor ca Timișoara să continue pe un drum european, un drum de modernizare, un drum de respect și un drum în care noi ne iubim pe noi înșine și pe ceilalți și construim o comunitate adevărată. Pentru asta vă mulțumesc, am nevoie de voi, nu plecați de aici fără să ne promiteți ajutorul vostru și în 9 iunie ne întâlnim din